În adevăr, sunt din Muireasca, unde mănăstirea Frăsinei, ne lăudăm cu asta, pentru că mănăstirea e cunoscută mai mult decât comuna. Și când mă întreabă cineva de unde ești, zic de la Frăsinei, acolo e o comună, Muireasca. Și eram totdeauna mâhnit cumva, citind în istoria bisericii și lucrările Sfinților Părinți, cum de noi la Frăsinei n-avem și acolo un scriitor, un om cu condei. Și l-am întâlnit pe Părintele Ghelasie și zice, măi, uite, scriu și eu aici, eu aveam și avem și acum o revistă, o să vă și dăm câteva exemplare, apărută imediat după Revoluție. El spunea să-i mai corecteze așa, dar când am citit ce să mai corectez, că depășea extraordinar nivelul de pregătire al nostru. Și de asta mă bucur că el are o teologie pentru mai târziu, cum era Minulescu cu volumul ăla, Romanțe pentru mai târziu, adică mai târziu se vor înțelege. Și iată că prezența dumneavoastră aici este o dovadă că aveți această sclipire, această lumină dumnezeiască și ați putut intra în această operă absolut fundamentală și unică. Noi românii avem acest avantaj de o spiritualitate unică în lume, suntem Bizanți după Bizanți, unde s-au frământat toate problemele teologice și iată că vine un părinte, ca Părintele Ghelasie, care l-ați cunoscut și se vede din poză. Era slăbănog, așa, și el cu postul, cu rugăciunile, însă faptul acesta că a fost așa riguros în spiritualitate, în viață, i-a dat și Dumnezeu un har extraordinar. Și în adevăr, el vine cu niște lucruri, exact ceea ce ne trebuie acum, în acest moment cu panteismul ăsta energetic. Aproape fiecare credincios și fiecare om m-am încărcat cu energie negativă, pozitivă, chestiuni de astea. Și Duhul Sfânt parcă a dispărut. Deci lucrurile fundamentale. Și vine Părintele Ghelasie să pună lucrurile la punct. Și pornind de la antici până în prezent. De aceea este foarte actual și e bine că ați pătruns în lucrările Părintelui Ghelasie. El, în adevăr, era extrem de modest. Preasfințitul Nestor, mitropolitul Craiovei. Ce băie Ghelasie, pe acolo când am mers la mănăstire, te-ai apucat și tu de scris. Aia mai măzgălești și-o câte ceva. Ce băi, când citești ce scrii tu, trebuie să stai cu picioarele în lighean și legat la cap. Și cam așa este, în adevăr. Și din această cauză e bine ca să cercetăm și să punem în valoare lucrările Părintelui Ghelasie, foarte actuale. Și zic așa, din ce în ce mai actuale, cu cât înaintăm în timp, pentru că e scris în prorocul Daniel că spre sfârșitul lumii cunoștința se va mulți și iată, e o dovadă, e bine să subliniem și să colportăm ideile Părintelui Arsenie Boca, care pe un alt plan, pe planul acesta al biologic al desfrânării, vine cu niște precizări unice, a zice eu, în toată istoria lumii, o valoare extraordinară. La fel, în lupta noastră actuală trebuie să folosim lucrul acesta. De asemenea, Paulescu, iar nu-l exploatăm cât ar trebui, iar nostru un român, el pune problemele științifice la punct. Și iarăși și aici știți că învățământul nostru și acum se predă tot cu povestea cu maimuța și alte minciuni. Din această cauză e bine că domnul Popescu aici a folosit terminologia și lucrările științifice la zi pentru ca să poți pătrunde între lei în zilele noastre. Adică trebuie să vii și cu ceea ce știu ei și după aceea să le prezinți teoriile care sunt formidabile și sunt la noi, la români. De aceea, dacă și noi, românii, suntem tari într-o problemă, aceasta este tăria spiritualității. Adică era cineva care spunea așa, domnule,
caut să mă duc într-o țară unde sunt oamenii mai buni, unde o să duc mai bine, unde sunt mai civilizați. Dacă omul vrea să mântuiască, trebuie să stea în România sau să vină în România. Pentru că, deși sunt și cele mai mari căderi în țara noastră, de nerușine și să ne gândim la ele, dar în același timp sunt cele mai înalte vârfuri de spiritualitate în lume. Adică avem Ortodoxia, între ortodoxi, biserica cea mai puternică este Biserica Română, de aceea noi avem și această datorie de a face misiune în lumea întreagă. Și e bine, așa ca și la sport, și așa să te lupți cu unul care știi că e mai slab ca tine, ca să ai victorie, pentru că noi suntem foarte tari, foarte puternici, avem niște materiale extraordinare. Și sigur că cel care se teme sau nu are astfel de materiale, nu vrea să intre în această competiție, dar trebuie să o provocăm noi, așa cum ați organizat simpozionul ăsta, trebuie găsite fonduri și create niște întâlniri astea internaționale, pentru că avem aceste valori, a zice eu, unice. De aceea, cunoscând pe Părintele Gelasie, am rămas impresionat de puterea de gândire și darul care l-a dat Dumnezeu și, repet, asta cred că și prin viața lui care a dus-o, adică o asceză extraordinară și se chinuia și m-am gândit, când scrii, Domnule? Că toată ziua era la slujbă. De asemenea, l-a spovedit, l-a împărtășit. Noaptea, cum e la mănăstire, la rugăciune. Când? Cum? Din această cauză e clar că e un fenomen, un lucru extraordinar, o minune dumnezeiască, Părintele Gelasie, și modul lui de a pune problema. Și mai ales că cred că toate cărțile lui trebuie prezentate la început cu un dicționar de termeni, pentru că el folosește anumiți termeni și dacă nu ești atent, până la urmă nu înțelegi despre ce e vorba. Așa încât n-am știut care și poezii s-au recitat poezia acestea extraordinară și artiștii la fel excepționali. Și m-am mirat că atunci avea un acatist pentru Eminescu. Și am rămas nedumerit. Cum, domnule, acatist pentru Eminescu, că a avut și el păcatele lui? O fi știut atunci, n-a știut ceea ce știm noi astăzi, că Eminescu a murit martir. Adică el n-a fost nebun, ci l-au făcut nebuni alții, adică era o nebunie să te legi de străini, așa cum e poezia aceea de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul mi s-a că nu mai poate străbate de atâta sănătate. El, când a scris poezia asta, a dormit cu pistolul sub cap. Deci știa că era urmărit și a fost urmărit și a fost trădat, a fost chinuit și a murit cântând Deșteaptă de Române. Ceea ce nu știam noi, ce am învățat noi în școală, numai falsități despre marele nostru poet. Și o fi știut de atunci sau lumina dumnezeiască, pentru că, în adevăr, Eminescu, când citești viața, a murit ca un martir luptând pentru credință, și cele mai frumoase cuvinte care le-a scris el despre biserică și despre Evanghelie sunt reprezentative. De aceea este, în adevăr, un sfânt, nu numai al versului, ci și al spiritualității. Numai noi, ceea ce știm noi, știm volumul ăla de poezii, în care unele sunt așa ca la tinerețe, cu fel de probleme discutabile, dar în esență, proza lui, învățăturile lui, lupta lui, sau definiția Sfântului pe care a spus-o aceea domnul Popescu, el dă definiția omului perfect, Sfântul. Și din această cauză știu că m-a derutat faptul că a scris el un acatist lui Eminescu atunci. Acum, nu după ce am auzit anii aceștia descoperirea cercetătorilor că săracul Eminescu și descoperirea lucrărilor sau notelor de spionaj din Germania și din România, din care se vede cum a trăit și ce a pățit Mihai Eminescu.